Salutare, prieteni! După cum puteți vedea, Cuțu încă n-a fătat și așteptăm cu nerăbdare. Încă avem vreme călduță și le-am scos la păscut pe căprițe. Dar astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva lucruri foarte, foarte importante care trebuie făcute după fătarea caprei. Foarte important, înainte de a vă cumpăra capre și înainte de a vă făta capra, să vă informați cât de bine puteți despre tot ce ține de fătare, pentru că poți să pierzi cea mai bună capră dacă nu știi să ai grijă de ea după fătare. Și video-ul ăsta nu o să cuprindă toate informațiile, dar o să cuprindă cele mai importante informații despre îngrijirea caprei în timpul fătării și după fătare. Sunt patru lucruri foarte, foarte importante. Numărul 1, funcție de câte capre aveți, dacă una dintre ele fată, trebuie să țineți cont că în timpul fătării ar ajuta să aveți o boxă separată în care ele să fete. O capră are nevoie de liniște. În momentul fătării, dacă aveți mai multe capre, bine, ar fi foarte indicat să aveți o boxă în care capra să poată sta liniștită, să fete în liniște. Deși, cum am zis în alte videoclipuri, caprele noastre pot să fete și toate la oaltă, pentru că sunt obișnuite unele cu altele, nu se agită așa de mult, nu se bat și n-ar fi o mare problemă în situația noastră. Dar dacă sunteți începători între ale caprelor și aveți mai mult de o capră, ar fi bine să aveți o boxă separată în care să nu fie deranjată. E foarte important în boxa aia să-i puneți apă călduță, sare. Sarea nu trebuie să lipsească la capre niciodată de-a lungul anului și mâncare foarte bună. Dacă aveți mai mult de două capre, dacă aveți mai mult de o capră, celei care fată, prima, va trebui să-i dați mâncare mai specială, mâncare mai bună, de la momentul fătării. Și probabil că nu veți vrea ca cealaltă care nu a fătat încă să sară și să mănânce din plin mâncarea premium, care o dați celei fătate. Și atunci o boxă face foarte mult sens. Al doilea aspect foarte important despre care trebuie să țineți cont este dacă capra se curăță sau nu după fătare. Presupunem că reușește să fete fără probleme. Cele mai multe capre fată fără probleme. Dacă capra fată fără probleme, trebuie să urmăriți după fătare dacă se curăță, adică dacă dă placenta afară. În cazul în care dă placenta afară fără probleme, ați bifat un lucru care e în siguranță și nu trebuie să vă mai îngrijorați despre el. Un lucru de menționat, că unele capre au tendința să își mănânce placenta și asta e foarte bine. Lăsați-o să o mănânce, pentru că placenta îi face bine. Conține multe minerale, conține multe lucruri sănătoase și benefice pentru ea. Dacă capra nu se curăță sau are o fătoare greoaie, e bine să aveți la îndemână bujii. Vă luați de la farmacia veterinară bujii pentru capre. Bujiile alea se introduc în locul de unde iese iedul, în vagin, și ajută capra să se curețe mai bine, eventual să elimine placenta și, dacă are o fătare grea, să se vindece mai bine capra pe interior după fătare. Dacă aveți orice probleme cu caprele, e bine să vă chemați un doctor veterinar. Pentru că sfaturile pe internet, oamenii vă dau recomandări, eu de foarte multe ori vă dau recomandări, vă dau idei. Dacă nu aveți un veterinar care să vă vină la repezală, atunci e bine să știți câte ceva, să nu vă panicați foarte tare. Dacă nu aveți veterinar pe aproape, ar fi bine să vă luați și niște oxitocină. Numai că oxitocina se dă la capre care au început deja să fete. Ei, capre, capre! Așa, ziceam de oxitocină. Oxitocina e foarte bine, trebuie să știi ce să faci cu ea, că altfel poți să-ți omori capra. Oxitocina te poate ajuta dacă capra fată greu, pentru că ajută capra să se dilate și să elimine mai repede iedul afară. Însă, dacă iedul nu-i aliniat și nu-i pregătit de ieșire, dacă iedul are cumva întors cum nu trebuie, are o poziție nepotrivită pentru a fi dat afară,
faci mai rău. Și atunci, în probleme dificile sau în situații dificile, la fătările, la capre, neapărat chemați-vă un doctor sau contactați un doctor, fie la telefon, fie pe internet, dar eu nu-s doctor. Foarte mulți mă sună și mă întreabă sau îmi scriu pe Facebook, îmi scriu pe YouTube, nu am timp să răspund la toate problemele și problemele grave trebuie să le discutați cu doctorul. Foarte multe lucruri urgente sau probleme medicale ale caprelor trebuie să le vadă doctorul sau trebuie să fie văzute la fața locului. Eu pot să vă spun prin ce am trecut eu cu caprele mele, încerc și mă străduiesc să vă dau sfaturi, însă doctorul e cea mai bună soluție pentru voi. Dacă capra o fătat fără probleme, iedul e afară, ați urmărit dacă o dă placenta afară, dacă nu dă placenta afară, de obicei caprele dau placenta undeva în o oră, două, trei, poate să dureze și 4-5, în cazuri mai rare. De cele mai multe ori, caprele dau placenta afară fără probleme. Dar e un lucru pe care trebuie să-l urmăriți, că au fost situații când caprele nu elimina placenta și a rămas acolo, a început să putrezească înăuntru, probleme de care nu vreți să știți. Nu-i numai atâta că-ți cumperi o capră și gata, tu ai capră. Capra trebuie să fete, capra trebuie să-ți dea lapte, capra trebuie să te poți ocupa de ea. Al treilea aspect foarte important de ținut cont, dacă capra o făta fără probleme, trebuie să urmăriți comportamentul ei. Capra trebuie să se ridice de jos, trebuie să își lingă iedul, să-l stimuleze, să-l ajute, să-l curețe și trebuie să se comporte normal. Va începe să mănânce un pic de mâncare, va bea un pic de apă călduță și dacă cele trei aspecte pe care le-am zis până acum sunt în regulă, atunci puteți să fiți liniștiți. Însă, dacă capra pare anemică, pare slăbită, trebuie să știți că caprele slăbesc mult în timpul gestației, generând sau donând minerale pentru dezvoltarea iedului și s-ar putea ca să se simtă mai slăbite și să aibă deficiențe mari, cu siguranță au deficiențe mari de calciu. Și imediat după fătare începem să le suplimentăm alimentația pe care oricum o vom da amestec de cereale în perioada gestației, însă după fătare începem să-i creștem cantitatea de cereale și vom adăuga în amestecul de cereale și niște calciu. Întrebați la farmacia veterinară, cumpărați și niște calciu din la pudră ca să puteți să-i suplimentați alimentația. În deficiențele grave de calciu, la capre se poate da calciu intravenos. Asta e o situație mai dificilă. E una dintre situațiile în care neapărat trebuie să apelați la un veterinar. Și dacă aveți animale, nu mai spuneți că n-aveți veterinari, că oriunde v-ați afla în România, la 20 de km de voi maxim, este un veterinar. Mereți în cel mai apropiat oraș, mereți la farmacia veterinară, găsiți-vă un veterinar care să se poată prezenta în gospodărie, bineînțeles că trebuie să-i plătiți, că omul ăla vine până acolo pe banii lui, trebuie să-i plătiți consultație, trebuie să vă asigurați că vine un veterinar la voi să vă rezolve problema, pentru că probleme vor apărea. Dacă nu-i completați alimentația cu minerale și cu calciu, e încă un lucru care vă poate face să pierdeți acea capră. Și al patrulea aspect, care e la fel de important, este iedul trebuie să sugă. La început, iedul nu va ști să sugă. Unii dintre ei oprind stâța, în momentul în care simt mirosul de lapte, știu să sugă și dacă o supt un pic de la pulpa mamei lor, e clar că se vor descurca și de acolo se descurcă. Dacă sunteți de față, puteți ajuta iedul să-l puneți lângă pulpă și să sugă. Trebuie ținut cont de faptul că după fătare, capra începe să producă lapte din ce în ce mai mult. În primele câteva zile după fătare, iezii nu reușesc să sugă tot laptele pe care îl produce capra. Și atunci, ca să nu se strice capra la pulpă, trebuie mulsă capra. Orice boală de pulpă a caprei se cheamă mamită. Mamitele sunt de mai multe feluri și de mai multe cauze, însă mamita care apare la caprele nemulse, mai ales când este un singur ied care suge de la o singură țâță,
de la un singur mamelon, trebuie mulsă capra. S-ar putea și dacă aveți doi iezi să observați că amândoi suc de la același mamelon, de pe aceeași parte. Și atunci, lucrul ăsta trebuie să-l urmăriți, să fiți sigur că, indiferent câți iezi aveți, dacă aveți unul, neapărat trebuie mulți. Dacă aveți doi, trebuie să urmăriți, după ce o supt bine amândoi, o zi, două, trei, să goliți pulpa caprei, ca în felul ăsta stimulați secreția de lapte, producția de lapte, și vă asigurați că acea capră nu se îmbolnăvește de mamită. Așa că fiți vigilenți, urmează perioada fătărilor, vă doresc succes și celor care doresc să învețe despre creșterea caprelor înainte de a păgubi de pe urma lor, îi invit să ne scrie pe e-mail orășanlațară@gmail.com. Scrieți-ne interesul vostru ca să putem să facem programări. Deja începem să scriem pe liste oameni. Deja avem oameni interesați și haideți la noi în gospodărie, o zi, două, vă vom da detalii despre cum vom face aceste cursuri, însă vă vom da toate informațiile de care aveți nevoie ca să puteți să începeți creșterea caprelor în siguranță. Printre informațiile pe care vi le vom da la acel curs, veți ști cum să alegeți o capră bună. Veți ști cum să nu vă luați țeapă cu capre, pentru că cei mai mulți crescători de capre nu sunt ca mine, deschiși să spună, bă, aia e bună, aia nu e bună, eu n-am nicio capră rea. Însă, sunt multe capre problematice și am avut capre rele pe care au trebuit să le sacrificăm, cu toate că alții ni le-au lăudat. Dar asta a fost mai la începuturile noastre. Și din experiență vorbim. Deci toate informațiile, inclusiv prețul acelor cursuri, vi le vom da în privat dacă ne scrieți pe e-mail orasanlatara@gmail.com. Așa că dacă aveți deja capre, fiți atenți, îngrijiți-le în perioada asta, să nu aveți pierderi, să nu vă treziți cu mamite, că mamitele sunt foarte costisitoare și de cele mai multe ori capra își pierde din producția de lapte sau chiar moare. E foarte important caprele să fie cu tratamentele și cu deparazitările la zi. Acum tratamentele se pot face mai avansat, care cât e de speriat și cât e de pregătit și cât de mult vrea să umple animalele alea cu antibiotice și cu medicamente, dar de obicei farmaciștii recomandă să îți trateze animalele strict pentru bolile pe care le-ai avut sau știi că le-au caprele sau boli care sunt în zonă. Știu că sunt mulți care dau tratamente și împotriva anaerobiozei și preventiv le dau caprelor o grămadă de tratamente, însă noi nu suntem acei fel de oameni și dacă aveți tratamentele la zi, dacă urmăriți capra în timpul fătării și dacă ați parcurs cei 4 pași și toate lucrurile sunt în regulă, veți avea o capră sănătoasă care va produce lapte și iezi și așa mai departe. Vă mulțumim că ați urmărit acest video, sperăm că v-a plăcut. Spuneți-ne în comentarii ce ați învățat din acest video și nu ați știut înainte. Nu suntem noi profesori, dar din ce știm, din ce am citit, din ce ne-am tot informat, acestea sunt cele mai importante 4 lucruri pe care trebuie să le urmăriți. E foarte, foarte important să ne dați un like la acest video, să distribuiți acest video pe grupul vostru de Facebook și să ne lăsați comentarii în partea de jos. Dacă puteți să deveniți și membri, aveți butonul de alătură-te sub acest video ca să ne puteți susține cu o sumă acolo cât de mică în fiecare lună, încurajându-ne astfel să continuăm munca pe care o facem, iată deja de 3 ani pe canalul ăsta de YouTube. Vă salut și ne vedem data viitoare. Hai să mergem, că iau nimic caprele. Caprele astea, acum primăvara, startă plimba. Și avem o vreme atât de călduroasă, însă asta, în momentul de față, le face pe ele agitate, mări, să culeagă cele mai bune frunze. Și avem mai mult de umblat după ele, dar ne face plăcere să le scoate la plimbare, dacă vremea ne permite. Ia tu mărul. Aia, aia, aia.
Alea, mă, ține-le, mă. Hai, cuțu. Hai să le dau, că e un pic mucegăit. Și mâncarea mucegăită, de orice fel, va face caprile să avorteze. Cred că v-o și ajuns. Că nu-i stat tătăzoa după voi. V-ați plimbat un pic. Ați mâncat un pic. Nu mă încerc. Mare grijă să nu le fugăriți. Caprele de stante n-au voie să fugă tare. Și atunci pot să aborteze. Yeah.